Bună ziua tuturor! Noi am văzut imaginile din Italia, din Bergamo și n-am prea avut ce să mai comentăm. Spun cinstit că n-am. Și nu e vorba doar de ideea că sunt bătrân, e vorba de sentimentul acela că nu e chiar o gripă așa să o ducem pe picioare. Cum e acum la voi? Dacă tot vorbim de spitalul din Bergamo, aș vrea să vă spun ceea ce a declarat Luca Lorini, șeful de secție de la terapie intensivă din spitalul din Bergamo. E acesta a zis, la Bergamo e ca la război. Fiecare dintre noi are un prieten, o rudă care nu a supraviețuit. Eu am mulți prieteni care au murit și nu erau bătrâni. Mor și persoane de 60 de ani fără alte patologii. Să ținem cont de faptul că 20% din personalul din spitalul din Bergamo este pozitiv. Vorbim de 700 persoane în Bergamo, care cuprind medici și asistenți Care încă mai și lucrează, nu, Ramona? care încă mai lucrează și tocmai din acest motiv este necesar, susțin ei și alte persoane autorizate să facă asemenea declarații, că este foarte important să fie testat personalul medical. Păi da, dar ce să mai faci în situația asta? Că la voi acolo nu mai e, e cum să spun eu, e practic ultimul tip de scenariu, e transmiterea în comunitate, e peste tot. Dacă medicii aia nu lucrează, Ramona, cine vă mai îngrijește, ferească Dumnezeu? Tocmai asta este problema și s-a luat în vedere ca studenții care tocmai au terminat facultatea de medicină să fie angajați în sistemul sanitar fără să mai fie nevoie să facă practică. Ei să aibă deja Fără rezidențiat, fără toate. Exact. Pentru că este nevoie e nevoie de asistență, este nevoie de medici, de infirmieri. Chiar Crucea Roșie face un apel pentru angajări cât mai urgente în sistemul sanitar. Și acum o să vedem cât suntem cu toții de curajoși, pentru că e nevoie de curaj, nu doar de expertiză sau de noțiuni clare de medicină. E nevoie și de curaj să te bagi într-o astfel de situație în care știi că, într-un fel sau altul, lucrurile pot scăpa de sub control. Categoric, categoric, ești conștient că intri în tranșee, intri în prima linie, dar în același timp să ținem cont și de faptul că aceasta le este meseria și ei trebuie să transmită pacienților siguranță, trebuie să transmită empatie, pentru că oamenii mor singuri. Da, mie, știți ce Asta mi se este problema, pare? nu pot să fie vizitați de rude, nu, Cel mor mai urât singuri. lucru pe care, cum să spun eu, oglinda asta pe care ne-o pune în față coronavirus, cu multe lucruri pe care ar trebui să le învățăm în perioada asta, cel mai trist lucru, Ramona și Bogdan, este faptul că această boală te ține departe de cei dragi. Și știți că doar în situații de genul ăsta te apuci și vorbești și îți imaginezi dacă ar fi cum ar fi, dacă ai muri, că vorbesc în rimă deja. Dar în momentul în care îți dai seama că ai face asta în singurătate, lângă un personal medical și ăla agitat și luat de cap pentru că nu mai are cum să facă față acestei situații, îți dai seama că de fapt mori singur, Ramona. Bogdan, te rog. Să ne gândim și în România, așa cum se întâmplă și în Italia, la voluntariat, la oameni cu suflet mare care merg să ajute alți oameni care sunt în nevoie. Haideți să vedem acele povestiri, Ramona, tu sigur le știi, pentru că sunt medici care ajută bătrânii să vorbească pentru ultima oară cu rudele și apoi se sting liniștiți. Și mai este o știre pe care mi-ai dat-o tu în timpul emisiunii, Ramona, n-am apucat să vorbesc cu Emma, ce se întâmplă la Veneto. Acolo unde iarăși e. În Veneto, Luca Zaia, guvernatorul regiunii Veneto, are o atitudine foarte, foarte categorică în ceea ce privește necesitatea efectuării testelor pentru a se afla dacă persoanele sunt declarate pozitiv sau nu cu coronavirus. Și a spus, o să mergem cu camperul să le facem testul tuturor. Persoanele pozitive, dar fără simptome, trebuie să fie găsite, deoarece se deplasează peste tot și infectează alte Păi unde se persoane mai fără să deplasează știe. Ramona? Că eu credeam că Italia e închisă, sunteți ferecați cu toții în case. În interiorul regiunii, Am autoritățile vor înțeles. să facă acest lucru și mai mult decât atât. Luca Zaia a spus, suntem capabili să facem 20-25 de mii de teste pe zi și să avem Târziu, rezultatul în patru Ramona, ore. foarte târziu. Dacă eram în Veneto acolo, iertați, acum știți cum e, că toți deștepți își dau cu părerea, dar luați-mă așa cum sunt. Dacă eram în Veneto sau în Italia, nu mai îmi puneam acum problema să testez, îmi puneam problema nu mai ieșiți din casă. Cum facem asta? Nu știu, găsim o variantă, oameni cu costume vă aduc mâncarea, nu mai ieșiți pentru că dacă ești pozitiv, dar n-ai simptome, te duci frumos la magazin să-ți iei o apă.
Și o dai mai departe domnului Bogdan, care poate n-are nicio vină că există în viața noastră și în acest studio. Ca să înțelegeți. Greșesc, Ramona? Nu, nu este deloc greșit, pentru că o persoană pozitivă, dar fără simptome, poate să infecteze cel puțin 5 alte persoane care au fost. Și problema este, tocmai de aici a pornit răspândirea expansivă. Deci măsurile acestea trebuiau luate mult mai rapid, iar oamenii trebuia să înțeleagă cât de bine este să stea în casă pentru a evita contactul cu alte persoane. Și sper din tot sufletul să o facă și în România acest lucru, pentru a stea în casă pentru binele tuturor.